Doamnelor și domnilor, iată-ne din nou la întâlnirea noastră de vineri după amiază și vom continua tot cu dezbatere pe teme de larg interes cetățenesc, ceea ce numim noi cu un termen generic, așa, democrație, pentru că la schimbarea de sistem în 1989, acesta a fost cuvântul. De acum încolo, nu dictatură, vom intra și noi într-un sistem democratic. Și a înțeles la început fiecare ce putea. Copilul a înțeles că nu trebuie să mai asculte chiar așa nici de bunicul, nici de bunica, elevul de doamna învățătoare sau de doamna profesoară. Muncitorii au înțeles că au și un cuvânt greu de spus, forțând uneori lucrurile. Mi-aduc aminte că primul ministru, imediat după revoluție, veni pe la Buzău, erau luat de mână la una din fabricile noastre glorioase, care încă exista atunci, și arăta, uite ce e aici, uite, și-o duceau să arate mizeria de la vestiare și de la toaletica, și când alea erau chestiune de competența premierului. Dar astea erau zorii democrației. În schimb, se pare că, după 33 de ani, noi tot nu am ajuns la o concluzie clară ce înseamnă cu bune și cu mai puțin bune, cu plăcute de marele public și cu mai puțin plăcute, sistemul democratic. Mai știu unii așa vag că nu a fost bine în dictaturi în anumite zone ale lumii și nici pe la noi, deși era o dictatură de dezvoltare, care i-a urmat democrația de demolare și noi nu ne-am abținut de la asemenea remarci și nu ne vom abține nici de acum încolo. A înțeles fiecare cam ce a vrut, dar, între altele, poporul a fost pus să aleagă. Primul exercițiu democratic, au început alegerile din mai 90 și au ales și au ales și la locale, și la generale, și la parlamentare, mai târziu și la europarlamentare și iată-ne în prag de anul 2024, timpul trece foarte repede, cu vreo 5 tururi de alegeri. Pentru Parlamentul European, pentru Parlamentul Național, pentru Președinția României, pentru alegerile locale, administrația locală, primari, consilieri și așa mai departe. Deci, discuția noastră, văzând și unele aspecte din plan local, cum se mai derulează unele dezbateri în Consiliul Municipal, în Consiliul Județean, de care, cu siguranță, buzoienii au luat cunoștință prin presa locală, care este întotdeauna prezentă, și cea scrisă, și cea online, și cea video, și cea presa de audio, presa de toate nuanțele, fiind de față și publicând esența dezbaterilor din mini-parlamentele noastre locale, bineînțeles că publicul cunoaște. Dar, de multe ori, e bine să mai reluăm anumite lucruri și să le dezbatem pentru a ne convinge unii pe alții în ce măsură mai sunt importante în continuare alegerile, mai e important să ne orientăm la ce oameni trimitem în Consiliul Municipal, în Consiliul Județean, în fruntea primăriei, în fruntea județului, în fruntea țării. Așadar, discuția aici se va concentra și voi avea ca partener de data aceasta pe domnul senator Constantin Popa, care este actualmente consilier județean și care am văzut că participă acolo cu un flăcărare la dezbatere referitoare la problemele noastre de interes public. Și, bineînțeles că își va spune și dumnealui părerea în legătură cu starea democrației, la nivel global, la nivel național și la nivel local. Bună ziua, spun și eu, domnule profesor, la telespectatorilor noștri, dumneavoastră, colegilor din regie. Ce să spun, ciudată povestea asta cu democrația, pentru că ea se trâmbițează, dar nu se aplică. Și asta cred că se întâmplă de aproximativ 33 de ani. Dacă cumva într-un asemenea consiliu ești de acord cu anumite lucruri și vă referiți la Consiliul Județean. Categoric, da. Și oamenii se obișnuiesc cu ideea că tu trebuie să fii întotdeauna cu mâna pe sus sau fluturi, momentul în care explici că lucrurile nu mai stau chiar așa, devii dintr-o dată o persoană non grata și anumite, știu și eu, să le spun apucături, îți dai iveală. Dar
pe alocuri, credeți-mă, la un moment mă simt chiar și jignit. Am totuși 61 de ani, îi voi împlini în curând, în martie, și cred că la, măcar la vârsta asta am nevoie de mai mult respect. E adevărat că cineva spunea că respectul se câștigă, nu se cere. Dar, totuși, eu nu cred că în activitatea mea politică și în CV-ul meu politic nu mă recomandă ca să fiu respectat de către conducerea Consiliului Județean. A fost ultima ședință destul de furtunoasă și destul de ciudată, îi spun. Ăsta e cuvântul, nu știu dacă e cel mai bun cuvânt, în care m-am simțit rău, domnul profesor. Deci am avut acuze de genul, băi, voi aveți doar 4 voturi, nu contați. Dom'le, dacă avem un singur vot, eu cred că contăm. Pentru că acolo suntem 4 consilieri care cu toții purtăm un mesaj din partea unui segment al populației României. Și cred că avem dreptul ca să spunem acest lucru. Dacă greșim sau dacă spunem bine, ne va judeca electoratul. Am să rog pe Ruci să pună din regie doar un fragment pe care vreau să-l comentăm împreună cu multă prietenie și fără să fim acuzați că am avea ceva cu cineva. Doar ca stare, așa cam cum îl vedeți și dumneavoastră, la experiența politică pe care o aveți, domnule profesor. Luci, te rog eu mult, dacă poți. La doi, cine este pentru, împotrivă, să abține cineva? Vă abțineți, cum faceți? E ultima dată când mai permit ca oamenii sau consilierii sau consilierile să vorbească fără să ceară dreptul la... E ultima dată în care mai permit ca oamenii, consilierii, consilierile să mai vorbească. Cum adică? Deci nu explicați încă, nu știu. Acum... Eu n-am fost de față, dar se poate înțelege din fragmentul acesta că președintele Consiliului Județean a cerut celor care mai șopteau pe acolo să nu mai vorbească fără să ceară dreptul la cuvânt și să-l lase pe cel care ceruseră cuvântul în momentul acela. Nu, domn profesor. Deci am înțeles că vă dăduse cuvântul. Nu. Și în timp ce vorbeați, interveniseră alții. Nu. Nici pe departe, domnule. Nu. Eu îmi exprimam nemulțumirea vis-a-vis de proiectul de buget și domnul președinte avea în modul în care ne cerea votul o viteză extraordinar de mare. N-am apucat să votezi. Nu știu dacă poate să mai pună încă o dată, dar dacă nu poate, nu e o problemă. Pentru că eu știu așa că în momentul în care cer votul unui Consiliu Județean, spui, cine este pentru? Aștepți câteva secunde să vezi dacă e vreunul pentru. Cine este împotrivă? Aștepți iarăși câteva secunde ca să aibă omul timp să ridice mâna, să facă ceva. Se abține cineva? Eu cred că asta este cea mai bună metodă sau cea mai corectă metodă de a supune la vot un proiect. În momentul în care dai pe repede înainte, asta înseamnă că totul este aranjat, că nimeni nu contează în toată încăperea aia decât cel care vorbește. Ori eu n-am nimic împotrivă să nu cred că președintele Consiliului Județean e un tip de toată valoarea, dar cred că nici noi acolo nu suntem mobilă, nu? Ce părere aveți? Da, părerea mea este următoarea. Nu în momentul în care se ajunge la finalului punerea la vot se exprimă puncte de vedere, pentru că am înțeles că aveați de făcut observații la felul cum a fost alcătuit bugetul, cum s-au făcut alocările pentru diverse domenii de activitate, lucrări și pentru tot ansamblul de acțiuni care se desfășoară în județ, se preconizează a se desfășura cu finanțare de la Consiliul Județean în anul acesta, 2023. Ca să ajungi să pui de fapt cea mai importantă lege, cea mai importantă activitate a Consiliului Județean și a Parlamentului României într-un an întreg, față de tot ce se întâmplă în cursul anului, este aprobarea, discutarea, aducerea la o anumită formă care să satisfacă toate punctele de vedere a legii bugetului, a bugetului Consiliului Județean, respectiv aici în cazul nostru, sau a bugetului de stat al României,
când se votează legea bugetului. Poți să promiți în piețe, să, pe uliță, la oameni, că vom trece, n-ai prevedere bugetară, egal cu zero. Și mulți au înțeles că fără seriozitatea alocării, finanțării unor lucruri, degeaba promiți că vor crește și grădinițe, și cămine, și creșe, și orice, și drumuri de foarte mult, și poduri, și șosele, dacă bugetul nu este făcut în mod realist, să se bazeze pe realități, și bine structurat. Se întâmplă uneori, și poate ați avut ocazia să vedeți așa, că se promit și chiar se trec în buget, în proiecte de activitate, în program, realizarea unor mari obiective cu fonduri europene, un șlagăr la modă, cu bani europeni, cu fonduri europene, ca și când ăia ar pica de undeva din slava cerului și n-ar fi până la urmă în esență bani românești. Și o să mai discutăm despre asta. Se trec acolo și dacă te uiți în buget, cineva care să fie alfabetizat cât de cât, vezi că nu are un leu trecut cofinanțare. Finanțiștii spun și specialiștii în domeniu, partea de cofin. Pentru că nu se dă 100% de nicăieri finanțare europeană. Pentru anumite obiective, 80% pentru altele, 70%, și aici trebuie să ai o parte de 20, de 30, partea de cofinanțare. Nu se uită nimeni în bugetul ăla să vadă ai cofin, ai cu ce începe tu întâi, partea ta, n-ai niciun leu pentru accesarea fondurilor și trebuie să faci cu fonduri europene nu știu ce. Este absurd. Asta este așa o paranteză. Venind la problema noastră, aveți două chestiuni de lămurit și pe mine și pe privitorii noștri. Dacă domnul președinte, pe care al dată l-ați apreciat, aici ați vorbit foarte frumos de pe el, de că dea unică cine știe. Nu l-apreciez și acum, nu se pune așa, problema. Bun. Ideea este alta, am încerc scuze că v-am întrebat. Da. Domnul profesor, eu aici încerc să vorbesc, printre altele, tot ce a spus dumneavoastră este real, este corect. Eu am fost la Comisia de Buget a Senatului, deci bănuiesc că știu cu ce se mănâncă această treabă. Ideea care, eu vorbesc aici de forma de respect între putere și opoziție. Ăsta este un lucru care face parte din primul pas către o politică corectă și reală. Deci nu poți să-mi spui mie una că voturile mele nu contează, chiar dacă tu ai o majoritate covârșitoare, nu are nicio relevanță, pentru că eu pot demonstra că voturile mele contează. Unu, nu voturile în primul rând. Ideea pe care o susțin poate fi una validă. Al doilea lucru, eu nu pot fi amenințat de către nimeni că nu mi se mai permite să iau cuvântul decât dacă va avea cineva dorința asta. Eu pot lua cuvântul tot timpul, trebuie să am o poziție tot timpul în acest Consiliu Județean. Pentru asta sunt trimis acolo. Nu sunt apăsințită, sunt om, sunt Consiliu Județean și trebuie să iau poziție. Știu, a nu se înțelege că oricine, consilier sau parlamentar, consilier municipal sau județean, poate să vorbească oricând fără să-i dea cineva cuvântul. Cineva conduce. Dacă cineva ora nu vrea să-ți dea cuvântul, ce facem? Dacă nu vrea să-ți dea cuvântul, să-ți iei cuvântul singur, pentru că de-aia ești acolo, ca să te lupți. Politica înseamnă și luptă, domn profesor. Dar lupta nu se dă când se ajunge să se pună la vot. Lupta se dă până acolo. E adevărat. Dar dacă până acolo nu primești cuvântul, dacă până acolo se spune de azi încolo, deci nu suntem imperatori, domn profesor, nu suntem dictatori din Senatul Roman, suntem într-o democrație, zic eu, autentică. Și atunci eu am dreptul să vorbesc, am dreptul să fiu respectat, chiar dacă aș fi unul singur în opoziția de la Consiliul Județean, este dreptul meu să vorbesc și să-mi spun opinia. Iar când cineva mă va opri, cu orice risc, domn profesor, și când am venit spre studio, am vrut să-mi reîmprospătez memoria și am ascultat Ezorap. Și finalul de la Ezorap spune cam așa, m-au răzbunat copiii mei. Domnul profesor, și acum pașe, taie-mă și aruncă-mă la câini de vrei. Același lucru spun și eu. Pe mine, domnul profesor, am 61 de ani, n-am nimic de câștigat, n-am nimic de pierdut. Vreau să-mi fac datoria așa cum scrie la carte, în regulă și cum trebuie. Și eu spun cu respect, așa cum spuneați, întotdeauna
Am avut și am un respect pentru domnul președinte. N-am, nu, o singură chestiune din Consiliul Județean nu mă poate face să schimb așa brusc părerea. Dar vreau să înțeleg că nu voi permite niciodată să-mi pună cineva pumnul în gură, indiferent cine ar fi. Da, știți ce nu înțeleg eu? Ce? Că s-a instituit o cutumă, îi se spune, un obicei, ca dezbaterile adevărate aprinse fiecare cu argumente să aibă loc în comisii. Comisiile de specialitate, Comisia de Finanțe, Comisia Juridică, Comisia pentru Administrare, Comisia de Mediu, de Cultură, foarte frumos a spus, foarte bine a spus. Domnul profesor, eu prefer să-mi spun amendamentele și argumentele în ședința mare, de față cu presa. Vreau ca mesajul meu să ajungă la alegători. Nu vreau să fiu o mobilă în Consiliul Județean. Și n-am să fiu niciodată, doar mă cunoașteți. Bun, dar atunci nu vă înțeleg de ce. Ca om cu experiență în Senat, când știți că dezbaterele din comisii erau unele și proiectul supus dezbaterii avea aviz favorabil sau nu, dar mergea în plen, unde urmau adevăratele dezbateri și aveați dezbatere aprinsă și în plen. Bun, aici... câteva luni înainte de alegeri și v-ați adus aminte că eu critic acum. Vă rog. Că v-ați adus aminte că e nevoie de dezbateri și în plenul Consiliului, nu numai pe comisii. Și dacă până acum, de an și an, de 10 ani, de 15, de 20 ani, și ședințele Consiliului Local au durat 3 minute. Eu am fost acolo la un moment. Ele a durat 3 minute. Eu am crezut până să mă așez pe scaun. Așa s-a terminat ședința. Și mă duserăm pentru că eram interesat să văd dezbaterele la anumite puncte care figurau pe ordinea de zi. Zice, nu, dezbaterele au avut loc în comisii, totul, să înțelegeți, aici ne-am întâlnit, bună ziua, servis cafeaua, mâncați covrigo, cine e pentru? Și au trecut imediat în 3 minute... Împotrivă se abține cineva? Au trecut în 3 minute toată ordinea de zi la o ședință de Consiliul Județean fără dezbateri, pentru că s-a instituit această cutumă pe care trebuia să o dezamorsați a doua zi după ce ați ajuns consilier județean. Spuneți, domnule, nu așa. Am fost în Senat, am văzut cum e. Dezbaterile în comisii sunt una, pe felii acolo, și dezbaterea în plen e adevărata dezbatere, mai ales asupra proiectului de buget. Că buget, fără buget, am zis, egal cu zero, toate palavrele și toate promisiunile. Domnul profesor, dacă o să urmăriți cu această ședință, am ridicat această problemă, nu odată. Am explicat-o, nu odată, de mai multe ori. Dar ni s-a arătat respect o lungă perioadă de vreme, s-au ținut cont de părerea noastră, păi, și au fost în regulă. Explicate, exprimate în așa. Patru ochi. Chemat în birou domnul Popa. Nu patru ochi, domnule. Așa. Au fost în comisii. Dezbaterile în comisii, dar și în plenul Consiliului Județean. N-ați avut dezbateri în plen până acum și acum vă mirați că n-ați avut de data asta. De ce nu mă mir, domnul profesor? Eu acționez, v-am mai spus și cu altă ocazie. Îmi fac mie culpa dacă e cazul pentru lucrurile pe care nu le-am făcut destul de bine, dar vă spun că până la momentul în care noi doi au fost lucruri mărunte, n-a fost nevoie, abia acum au început lucrurile serioase și lucruri care trebuie să le dezbatem cu toată competența. Și nu... pitiți în comisii unde nu are acces populația prin intermediul presei și prin intermediul presei, ci în plenul Consiliului Județean. Nu participă tot grupul. Deci o formațiune, să spunem că cei care au mulți, da, care au 12 consilieri, au 2 la comisia aia, 1 la aia, 3 la aia. Eu sunt 1 la comisia mea. Aveți unul singur. Eu. Deci nu sunteți cei 4 grupul. Nu. Bun. Sunt importante dezbaterile în plen, tocmai pentru că acolo participă toate grupurile și toate se pun în valoare, toate doctrinele, ideile, punctele de vedere pentru a constitui un buget viabil și care să cuprindă toate opțiunile. Domnul profesor, momentul în care faci parte dintr-un Consiliu Județean, momentul în care conduci acest Consiliu Județean, pentru binele urbei, pentru că așa ni s-a spus la începutul mandatului, trebuie să existe o colaborare între toți consilierii plus conducerea Consiliului Județean. Nu poate nimeni să spună că eu de azi încolo nu mai permit niciunui om, niciunui... Dumnezeu, asta este exprimare care denotă ceva care nu e în regulă. Asta este părerea mea. Iar personal, asupra acestui fapt,
am atras atenția și vreau să atrag atenția. Nu putem avea asemenea nici măcar afirmații, mai vrem să le și facem în realitate. Deci fiecare consilier județean, indiferent din ce partid face parte, trebuie respectat, pentru că el nu e acolo de capul lui. A fost trimis prin vot de un grup de cetățeni. Lucrurile, dacă vreți, sunt și mai profunde. Deci gândiți-vă că eu am un program de audiențe în care cetățenii vin și îmi ridică probleme. Problemele astea eu nu le pot pune în comisie, le pot pune în plenul Consiliului Județean. Dar sunt unele întâlniri în care avem nevoie să intrăm în audiență la conducerea Consiliului Județean și să explicăm. Domnule, eu sunt aici nu să fac vreun trafic de influență. Sunt aici pentru că la rândul meu am primit o sesizare în speța asta, asta și asta. Ce părere ai? Cum putem sprijini? Pentru că e o variantă clară. Și atunci, în funcție de cum e sprijinit, ca să poți să rezolvi problema cetățeanului, pentru că el vine la tine cu speranță, el vine la tine ca la un om care, aici nimic ne-a spus, domnule, nu mi-a sunat telefonul, au început oamenii să vină, domn profesor, au început oamenii să vină cu probleme, să vină cu reclamații chiar, și atunci, normal că avem cum să spun, nevoie să luăm legătura cu conducerea Consiliului Județean, da, așa, și să spunem, domnule, uite, sunt niște probleme, cum le rezolvăm? Și eu vă dau un exemplu pe mine. Eu am avut nevoie să montez un stâlp. Un stâlp, domnul profesor, în curtea mea. Și aveam nevoie de un aviz de la Consiliul Județean. A durat 3 luni. Domnul profesor, 3 luni. 3 luni în care eu am pierdut bani, 3 luni în care am pierdut timp, am plătit lefuri, așa. Păi nu mă sprijin nimeni să spună, domnule, are nevoie de un aviz. Un aviz ca să-și bage curent, să-și mărească producția acolo. Ați înțeles? Deci, dacă eu, consilierul județean, n-am primit concursul ca să pot să urgentez anumite lucruri, vă rog să-mi spuneți asta, ce concurs primește un cetățean? Și sunt multe lucruri perfect legale, care să lovesc de diferite, știu și eu, birocrații, nu știu cum să le numesc, domn profesor, că nu vreau să jignesc pe nimeni, fără să am și în spate o dovadă. Poate întârzierea să fi fost pricinuită de reacția târzie a întreprinderii de rețele electrice. Nu, domn profesor, nu avem nicio treabă. Întreprinderea de rețele electrice și-a făcut datoria cum trebuie. Noi aveam nevoie ca oamenii aia să apuce de muncă de un aviz. Uite așa, am făcut un roman contra de Monte Cristo, așa, ca să putem să montăm un stâlp pe care trebuie să punem un transformator. Și cum că stâlpul nici măcar nu e al nostru, al electrica. Da, așa s-a întâmplat. Și, repet, au fost reclamații de la transportatori care erau nemulțumiți de anumite licitații, la fel. Eu am datoria, domnul profesor, să întreb și să spun conducerii Consiliului Județean anumite lucruri și care, în cazul care nu găsesc ecou, trebuie să neapărat să discutăm în plen și să facem cunoscut publicului de ce, cum și în care fel. Pentru că, admite-l, care e credibilitatea mea? Dacă vin oamenii la mine la audiență, la Consiliul Județean și eu nu mă duc mai departe cu problema lor, pentru ce Dumnezeu mai sunt acolo? Ce fac acolo? Dacă cetățean aude că eu, Constantin Popa, consilier județean, fost senator, fost consilier municipal, fost consilier al primului ministru al României, mie mi se spune, băi, de azi încolo nu mai vorbesc decât când vreau eu. Șeful, stați puțin așa, cum adică vorbesc mai cu primară? Păi orice cetățean are voie să vorbească. Dacă vorbim ceva, ne-a taie capul sau care e treaba? Care e pedeapsa dacă vorbesc, domnule? Nu. Care e pedeapsa, vă întreb? Mă pune pe coș de ouă, pe coș de porumb sau de nuște? Nu e vorba de mă pune la colț sau ce facem? Da, la palmă? Nu e vorba de Dar de ce e vorba, domnule? Cum să spui așa ceva? Ascultați. Mă bate sau ce se întâmplă, domnule? Nu e vorba de asta. Dar de ce e vorba? Noi întindem o coardă așa. Nu întind nicio coardă, întreb. Discuțiile se desfășoară procedural, după un regulament, da? După niște legi. Și dacă președintele care conduce lucrarea, conduce lucrările Consiliului. Dacă președintele Consiliului, care are o majoritate foarte mare, mie nu trebuie să mai îndea cuvântul, nu? Dacă nu respectă procedurile, trebuie spus. În baza articolului cutare, cer cuvântul. Și când mi s-a dat cuvântul, sunt și foarte pregătit, amendament la buget
articolul cu tare, pagina, alineatul, asta e punctul nostru de vedere, să se consemneze, așa? Deci ar trebui ca toată lumea, și cel care conduce, și cei care participă, să dea dovadă de mai multă rigoare, de mai bună cunoaștere a... Domn profesor, ce spuneți dumneavoastră? Se numește normalitate. Dar cum facem? Dumneavoastră ați văzut foarte clar atitudinea. Atitudinea mie, cel puțin, și ați văzut filmul foarte bine. Mie mi s-a părut disprețuitoare. Adică mie mi s-a părut așa, voi, ceva... Du-te, Doamne, ce vrei mă să spui? Că oricum nu contează că eu am majoritatea absolută. Deci eu nu știu de ce se referi la asta. Domnule, eu asta înțeleg. Eu asta înțeleg în momentul în care îmi spune de aici încolo oameni. Cu ce căutau oameni în chestia asta? Oameni, oricine, nu mai are nimeni cuvântul decât dacă vreau eu. Domnule, stai puțin așa. Mata, ești obligat să-mi dai cuvântul. Asta trebuie să asta e concluzia pe care trebuie să o transmitem, domn profesor. Și eu vă întreb, există sau nu există obligație a conducătorului ca să-mi dea cuvântul și posibilitatea de a mă exprima? Dacă nu mi-l dă, mi-l iau singur. Și dacă pentru asta trebuie să sufăr vreo pedeapsă, o supăr cu mare drag. Despre asta vorbim. Trecând dincolo de... Nu trecem. Vă rog să vă spuneți la asta. Procedurile sunt stabilite de mult și dacă ați permis... Ați permis ani de zile să nu se aplice. Care ani de zile? Eu sunt conservatizat de un an și ceva. Sau de când sunteți? Da. De 2020. Da, domn profesor. În relevanța asta cu ne-am obișnuit. Nu ne obișnuim cu nimic. Facem politică și suntem în slujba cetățeanului. Da? În momentul în care mi se pare, poate să fie totul foarte bine un an de zile, doi ani, dar la al doilea an și o zi, e ceva neregulă, ceva tac de gură în obișnuință? Nu tac. Știu, dar se cere cuvântul într-o anumită ordine. Când? Dacă totul îi pare pe înainte, când se cer cuvântul? Că dacă eu ridic mâna și cer cuvântul și omul nu vrea să mi-l dea, ce facem? Atunci tac sau acolo cu minte? Nu, domnul profesor, țip. Domnule, vreau să vorbesc. Stai, domnule, că nu ți-am dat cuvântul. Cum să nu mi-l dai? Nu înțeleg. Te-am anunțat că nu mai dau cuvântul până în 2024. Zău, domnule. Cum adică? Deci pe mine, unul, cu experiența pe care o aveți, domnul profesor, aveți două mandate de deputat. Și, dincolo de asta, sunteți profesor și cunoașteți foarte bine toate aceste tehnici ale democrației și așteptăm nu-i chiar și tehnologic, e o tehnologie, până la urmă. Așa. Spuneți-mi un lucru. Dacă eu, unul, sunt în opoziție și minoritar în Consiliul Județean, așa, poate cineva să mi se adreseze altfel decât cu respect? Poate cineva să nu mă primească să ridic problema cetățeanului? Nu vi se pare că asta ar putea fi interpretată ca o îngrădire al îndatorilor pe care eu le-am față de cetățean? Că eu nu pot să mă duc după 4 ani să-ți place cetățeni, știți? Nu m-a lăsat să vorbesc, nu m-a primit la dumnealui, mi-a zis că face aia, dar n-a făcut, că n-a avut timp. Eu nu pot să mă duc cu argumentul ăsta, domnul Sol. Eu mă duc mai bine și spun, domnule, m-am luptat, uite-mă, sunt aici, mă zbat și voi face tot ce îmi va fi omenește cuvânta să rezolv problemele pe care oamenii le aduc în fața mea. Și în scris, și verbal, în orice formă. M-ați înțeles? De acord. Mie să nu-mi spuneți dumneavoastră acum, și eu nu cred că dumneavoastră aveți convingerea că totul în acest județ este lapte și miere. Nu spuneți lucrul ăsta. Păi eu vă dau câteva exemple, dar nu vă vine să credeți. Și o să vă dau, nu acum în emisiunea asta, vă dau cu imagini, domn profesor. Vă arăt niște lucruri, așa, de oameni care nu și-au făcut datoria și cu toate astea nu i-a deranjat nimeni. Păi eu m-am dus tocmai să reptam niște lucruri de genul ăsta. Și intră în drepturile mele de a verifica ce se întâmplă, cum au fost cheltuiți banii Consiliului Județean, dacă lucrările astea sunt sau nu sunt de bună calitate, dacă s-a întâmplat chiar un abuz în timpul efectuării unor lucrări. Și vă dau un exemplu, chiar eu, personal, mie mi s-a săpat un șans de scurgere exact în fața locului unde eu îmi expun marfa. Și mi s-au făcut două podici de-astea de pietonale. Bă, omule, cum poți să faci lucrul ăsta? Ce faci? M-ai stricat afacerea. Nu sunt singurul. Alții poate au fost nevoiți să dea un cadou pe acolo să le facă ce trebuie. Eu nu dau cadouri, domnule. Nu iau cadouri, nu dau cadouri. M-am înțeles? Și atunci, ce îmi revine mie de făcut? Eu fiind membru al Consiliului Județean.
Nu mai spun că colegii mei din Mișcarea Populară m-au onorat numindu-mă lider acestui mini-grup din Consiliul Județean. Ce vreau de făcut? Decât să mă duc să bat politicos în ușă, să mă programez la domnul președinte sau la domnul vicepreședinte și în funcție de timpul domnilor lor să expun puncte de vedere pe care le-am. Și atunci, normal că le expun în Consiliul Județean când nu găsesc înțelegerea pe care eu am 61 de ani și cred că nu sunt, încă o dată vă spun, am un istoric. N-am venit cu pluta pe buzău, domnule. Chiar dacă părinții mei sunt de Ardeal, n-au venit cu pluta, am venit cu trenul, cu ce trebuie acum 60 de ani, 50 de ani, când am venit. Nu? Deci știm despre ce vorbim aici. Deci nu, eu nu discut de cutume. Dacă cutumele ar rămâne așa tot timpul, înseamnă că dacă de 33 de ani am mers prost și de acum încolo încă vreo 33 înseamnă de tot prost, nu. Cutuma nu este regula. Deci va trebui să lucrați în cadrul legal, regulamentar, nu haiducește, pe proceduri. Aveți un regulament al Consiliului Județean? E o lege a administrației publice locale? Peste tot există prevederi în baza cărora îmi duc la îndeplinire mandatul exact cum a zis, cum scrie la carte, dar mă port de așa manieră și mă documentez și acționez de așa manieră încât să nu mi se poată pune nici pumnul în gură, nici să fiu marginalizat în vreun fel. Domnul profesor, eu cred că nu ne-am înțeles bine. Eu vă repet încă o dată, exact asta reclamam. Faptul că cineva încearcă să mă marginalizeze. Și eu vă spun cu subiect și predicat. Eu vă spun cu subiect și predicat. Nu pot fi marginalizat. Că mie nu mi-e teamă nici dacă vrea să mă pună la colț pe Coșdenul. Că nu mi-e frică de nimic, de nimic. N-am ce să pierd. Am 61 de ani. Ce vreau să pierd? Sau ce să câștig la vârsta asta? Discuția acolo se pare că a avut puncte la ordinea de zi. Și când a ajuns la punctul numit punere la vot a proiectului, nu atunci era nevoie de dezbatere și de discuție. Domnul profesor, haideți să continuăm. Nu. O singură chestie, vă spun ca să nu lăsăm lumea în stand-by. Momentul în care se citește punctul și imediat după aia spui cine e pentru, împotrivă să ajunge ceva, nu vă mulțumesc, nu mai e timp să faci chestia asta. Exact pe asta am spus, domnule, opriște-te, de asta am intrat fără să cer. Păi când, că dacă omul e cu ochii în hârtii, păi când mă vede pe mine, ce fac? Trebuie să urc, să nu, dau acolo, cu artificii acolo, sau ce să fac? Acolo nu era momentul de dezbatere. Nu? Era deci, momentul de vot. Domnul profesor, deci a prezentat o ordinea de zi. A prezentat ordinea de zi, da? Da. A prezentat primul amendament. Păi și când să intervin pe el, dacă nu-mi dai timpul necesar? Haideți că... Azi am dreptate. Da, am înțeles, revenim. Luăm o scurtă pauză, pentru că se pare că și interlocutorul s-a încălzit așa și dăm un moment de respiro. Normal să mă încălzesc. Revenim după pauză. Revenim la discuția noastră despre democrație. Mi-a adus aminte, domnul senator, amintind de Senatul Roman la un moment dat, cum a evoluat democrația de la atenieni, de la romani și până în zilele noastre. Cât de mult s-a schimbat, cât de mult s-a depreciat, s-a degradat. Păi în Senatul Roman nu aveau drept de vot decât senatorii aleși de cei care dețineau titlul de cetățean roman. Civis Romanus sum. Era un titlu de mândrie. Ce trebuia să îndeplinească el în principal ca să poată să aleagă, ca să aibă dreptul de a alege, să-și plătească datoriile către stat, avea datorii de plătit și atunci, taxe, să participe la armată, să-și facă stagiu, să participe la bătălii, la lupte, la interesele Imperiului Roman la acea vreme, da, să contribuie în cetate, să aibă un comportament model ca să merite titlul de cetățean roman. Dacă îți plăteai și taxele și impozitele și făceai și serviciu militar și îndeplineai toate regulile în cetate, aveai titlul de cetățean și dreptul de vot, de alege pentru senat. Nu îndeplineai aceste lucruri, locuiai extramuros, în afara zidurilor cetății, unde nu te mai apăra nimeni, pentru că nu îți îndeplineai datoriile cetățenești. Unii dintre cetățenii noștri sunt aleși, sunt alegători, au dreptul de a alege, fără să-și plătească taxe, reazimă primăria săracă, așteaptă ajutoare sociale și au drept de vot, puternic de tot. Așa, de la Senatul Roman și până la noi actuale, cine îi alege pe actualii noștri demnitari și cine îi alegeau pe senatorii romani, atunci diferența este
covârșitoare. Au existat și la noi idei să nu se mai dea drept de vot celor care nu contribuie la buget, care nu plătesc taxe, impozite și care trăiesc din ajutorul social. Și acum era o latură umană, că e și el drept, e om și îl om pe partea cealaltă, o ființă umană, are dreptul la viață, are dreptul să trăiască și între oameni în cetate, să-i se asigure din partea statului condiții să supraviețuiască, dar pentru că scrie în Constituție că suntem un stat social, că nu trebuie să moară nimeni de foame, asta este. Cu toate astea, rămâne ideea că în multe localități cei 3-400 de asistați sociali, care nu contribuie cu nimic la buget și care primesc o firmitură muncită de alții, au o mare putere la vot. Uneori ei aleg primarul în comună, ceea ce iar nu e în regulă. Deci, democrația la ora asta comportă, așa cum rezultă și din discuțiile noastre, nuanțe, aspecte, care de care mai incitante la meditație, la gândire, dacă vrem să mai supraviețuim ca națiune, ca popor în lumea asta și între celelalte, trebuie să ne gândim și la modul de a conduce, felul cum ne alegem conducătorii, pentru că dacă nici în comuna primitivă nu se duceau toți să conducă. Era unul mai puternic care reușea să-i apere pe ceilalți și devenea șef de peșteră, șef de trib, șef de ceva. Așa, mai târziu au trebuit conducătorii să fie aleși până la urmă. Noi, dacă îi alegem pe cei mai corupți și vrem să fim conduși cinstit, pe cei mai slab pregătiți și vrem să fim conduși inteligent și competent, noi greșim. Și aceasta este, din păcate, starea democrației românești actuale. Dar despre asta vom mai discuta și cu altă dată. Acum venim la problemele noastre din județ, să vedem, domnul Popa, ce consideră că ar putea face pentru a fi mai util celor care l-au ales, cu amendamente, cu puncte de vedere, cu idei, cu propuneri, cu sugestii, cu rezolvarea unor situații cu care se adrezează cetățenii în această colaborare cu conducerea Consiliului Județean, pe care în linii mari l-a avut-o, dar iată că sunt și sincope și momente mai puțin plăcute. Domnul profesor, spuneați că m-am încălzit. M-am încălzit puțin și am să vă spun și de ce. Sunt multe lucruri pe care le știu, dar credeți-mă, vreau să te aud din gura dumneavoastră. Nu pentru că n-aș fi eu destul de credibil, ferească Dumnezeu. Dar vreau să le aud și din gura altuia. Dumneavoastră, nu știu dacă ați remarcat, poate că eu greșesc, nu știu, dar ați remarcat că există un punct la ordinea de zi de diverse unde Consiliul Județean să vină cu problemele care i s-au evit lui, în activitatea lui, de la cetățeanul X la cetățeanul Y și să le poată pune în fața colegilor consilieri și a președinției Consiliului Județean. Nu, eu cred că un asemenea punct nu există și nu va fi în veci. În vecii vecilor, pentru că asta ar da naștere la dezbateri, asta ar da naștere la discuții, discuții care poate, nu știu, nu e locul lor în Consiliul Județean sau unde e locul lor, că nu-mi dau seama, vă rog, și ca o paranteză la ceea ce a spus dumneavoastră, vreau să vă spun un lucru. Unul din multele motive pentru care Imperiul Roman s-a prăbușit a fost însăși corupția, domnul profesor. Dar nu vreau să vorbim despre asta acum, vreau să vorbim pur și simplu, pentru că n-am acuzat pe nimeni de corupție, cel puțin deocamdată, așa, n-am avut încă motive și sper să nu am, dar eu vreau să vorbim și vă rog frumos că vreau să povestesc foarte frumos și dintr-o experiență vastă pe care o aveți și să încercăm să vorbim amândoi despre povestea asta cu punctul diverse, care l-aveau până și comuniștii. Atenție, comuniștii aveau la diverse locuri unde comunistul X spunea, domne, n-am butelie, n-am aragaz. Ce Dumnezeu spunea el acolo? Deci dacă dumneavoastră considerați și telespectatorii că munca mea de Consiliul Județean e să mă duc acolo pentru câte minute spre asta, 3, 5, câte ori fi ele, așa. Cine e pentru împotrivă să ia cineva, nu vă mulțumesc. Nici n-ai timp să zic, băi, că am ridicat mâna pentru că aia n-a trei, că nici n-am timp să ridic mâna, adică trebuie să fiu ceva de genul. Hâț, hâț, într-o viteză de asta. Adică mă apuc să fac, să mă antrenez la karate, să pot să ridic mâna, cum fac? Care este rolul meu acolo? Dumneavoastră, scuze, domnule profesor. Mata, dacă vii la mine cu o problemă și îmi spui, băi, omule, uite, e treaba asta, că ai zis de Consiliul Județean.
Unde ridic eu problema aia? Dacă n-am un punct, dacă nu mă pot înscrie, dacă, Luci, mai, să mai îmi pui o dată, trăg eu povestea aia, dacă nu mi se dă cuvântul, unde? Luci, mai pune o dată, vreau să vadă, domn profesor, că poate n-am văzut o prin de prima dată. La doi, cine este pentru? Împotrivă, să abține cineva? Vă abțineți, cum faceți? E ultima dată când mai permit ca oamenii sau consilierii sau consilierile să vorbească fără să ceară dreptul la... E ultima dată când eu, Constantin Popa, consilier județean, mai pot să mai spun ceva. Păi, domnule președinte, nu mai zic nimic. Nu, asta vreți să nu mai zic nimic? Nu. Nu, domnul profesor. V-a reproșat că n-ați cerut cuvântul. Pe când să cer cuvântul, domn profesor? Că eu, unul i-am adresat, domne, prea repede, prea repede, lasă-mi, domne, timp să văd și eu cine e pentru, că vreau să mă uit cine e pentru. Lasă-mi și mie timp să văd cine este împotrivă, da? Că nu sunt acolo mai mulțoi. Lasă-mă și mie de timpul să văd cine se abține. Păi, eu cred că m-ata știi dinainte cam cum evoluează votul, dar lasă cetățenii care să uite. Băi, ce cred oamenii când se uită la televizor și văd povestea asta? Nu o să ne ia de nebun pe toți, nu o să spună că acolo e o parodie sau un teatru ieftin. Ce vede cetățeanul? Ce îi spun cetățeanul eu? Procedura pe care ați văzut-o la Senat și care figurează și în Camera Deputaților vă cerea din partea fiecărui grup parlamentar, partea fiecărei formațiuni prezente acolo, reprezentată acolo, să explicați, să motivați votul. Noi votăm pentru proiectul de buget? Nici nu poate fi vorba de așa ceva în Consiliul Județean. Să-ți motivezi votul? Pă, ce ne interesează, bă? Motivarea cineva. Nu, nu, aici, la Consiliul Județean, mi-a și spus cineva, păi, aici sunt Senatul. Motivarea votului este o prevedere regulamentară. Vreau să o spuneți dumneavoastră, că poate eu nu să spun mai informat. Mai e vorba de vot împotrivă. Pentru că vot împotrivă înseamnă că nu mi s-au respectat niște amendamente prin care eu puteam să îmbunătățesc acel proiect de buget. Și atunci, când să le spui și cum să le spui dacă viteza este maximă? Deci noi mergem acolo direct. Eu! Da? Ce spune cetățeanul când mă vede pe mine? Constantin Popa, fost senator, fost consilier municipal, om care am participat la niște legi importante în țara asta și unele chiar au fost promovate și muncite, domn profesor, și de mine și de dumneavoastră. Aduceți vă de aminte. Așa, ce spune cetățeanul când mă vede acolo? Că eu stau momâie și mator. Au fost momente în care am înțeles și cu Tuma și tot ce vezi. Erau lucruri de astea. Hai să dăm bani la putare direcție. Da, dă-le bani, că mei, de copii, de-aia, n-am mai stau să mai... Asta. Au fost momentul în care s-a desființat de pe la Berca centrul ăla de nu știu ce. Am fost la domnul președinte, că de asta om m-a primit frumos, politicos, mi-a plăcut maxim. Atunci, domnule, uite, îl închidem pe ăsta, dar facem altul, stați unde cuvânt. N-am avut motive. Momentul în care am motive, domn profesor, noi acolo nu lucrăm, după câte văd, nici pe simpatie, nici pe nimic. Lucrăm acolo pe chestiuni clare. Și nici cu o limitare în timp. Profesor, cum adică? Deci, eu unul, poate vreau să spun ceva. Noi nu facem aici discuții politice. Zău, domnule, dar ce facem aici noi? Ce, suntem la fabrică? Avem strunguri? Păi, avem niște freze de la boteze? Facem piese de utilaje? Ce facem acolo? Politică facem, nu? În administrație se aplică politici publice. Păi, domnule, e politică? Că e publică, că e nu știu de care, e politică? Trebuie să mă vadă cetățeanul de ce, cum și în ce fel l-am reprezentat? Păi, dacă cetățeanul aude lucrul ăsta, să zic, bă, al meu nu valează doi bani. Păi de ce să mai vină unul la mine să-mi ceară ajutorul, sprijinul? Sau de ce să mai aibă încredere comunitatea în mine când vede că eu acolo nu e ca nimeni? Nu, dar se poate întâmpla și un lucru, mă gândesc, de altă natură, să fi avut un amendament, o idee bună, care a scăpat. Se întâmplă să scape, că de aia sunt mai mulți acolo. La ușă nu merge pe un singur. Nu le-a mai plăcut dictatura când ziceam să fie consultare largă, mai ales când e vorba de bugetul pentru un an întreg și pentru un județ întreg. S-ar putea să fiți în situația următoare, vă duceți într-o localitate și se spuneți, uite, bă, amendamentul care am vrut să-l bag la buget și care rezolva problema asta, care era asfaltarea drumului către biserică, unde mergeți voi până Noroi, până la Glezne, sau știu eu ce altă situație. Și eu am avut ăsta și nu mi s-a dat cuvântul.
Deci trebuie să ne luptăm și să faceți tot posibilul ca regulile să fie respectate, dreptul la cuvânt să fie sfânt, că asta e prima condiție a unui sistem democratic, să se poată exprima și cetățeanul de rând are libertatea de expresie asigurată prin Constituție, dar cu atât mai mult un ales local. Deci lucrurile astea sunt reglabile, dar nu trebuie lăsate să degenereze. Că se ajunge la viteză mare, se ajunge să se... Și atunci... Totuși, am o întrebare la dumneavoastră. Sunt acolo de 2 ani. Nu mi-aduc de minte de un consilier PSD să fi luat cuvântul să spună că, uite, domnule, motivăm asta sau facem mai alaltă. Sau... Deci nu. Eu acolo am senzația... Și s-a văzut, așa, ca la școală. Liniște! Cineva ne predă o lecție. Noi trebuie să o învățăm. Suntem copii obraznici sau copii cuminți. Copiii din cuminți sunt cei care sunt în majoritate, iar copiii obraznici sunt cei din opoziție. Cei din opoziție, nota 4 la purtare, a fost neserioși. Cei de la putere, nota 10. Și probabil cei care sunt la semiputere dă un 9-90. Așa. Păi, domnul Zor, să-ți dau puțin. Vorbeam de puncturi diverse. Spuneți-mi, vă rog, că ați sărit peste chestia asta. Deci, cât de corectă, nu discut de legalitate, că nu vreau să ajung acolo să pun sub semnul întrebării legalitatea nimănui. Dar eu vă întreb, cât de corect poate fi sau poate să fie o ședință de Consiliul Județean, de Consiliul Municipal, de ce consiliu vreți asta? Fără ca oamenii aleși care au umblat până comune, până oraș, cu plancarde, domne, facem, dregem, fără să pot să expun problema cetățenilor pe care îi reprezint. Dacă eu n-am punctul divers, unde m-a spus și eu, domnul președinte, a venit la mine nenea Naie, da, că, uitați, firma care lucrează pentru Consiliul Județean, i-a intrat cu buldozerul în curte, să se aducă, domne, la poliție. E adevărat. E adevărat, duci la poliție sau duci la instanță. Dar noi, Consiliul Județean, nu putem să-i dăm un răspuns. Da? Iar cât de corect este răspunsul meu dacă această problemă a cetățenilor, așa, sunt probleme serioase care cetățenii le pun. De birocrație, de unii sunt nemulțumiți de unele licitații. Domne, mergem la instanță. Stai, domne, poate rezolvăm, poate găsim o rezolvare în cadrul instituției. Nu sunt să dai în judecată neapărat. Poate că să-ți fi scăpat ceva. Dacă noi nu discutăm transparent toate lucrurile astea între noi, consilierii, cu conducerea de față, cu toată nația Buzăului, prin televiziune, prin presă, prin ceea ce există acolo, de ce să nu facem lucrul ăsta? O precizare, s-ar putea să înțeleagă greșit. Nu contează. Nu, ați zis că nu vă interesează legalitatea. Ba, mă interesează, dar nu în momentul ăsta, domnul. Deci nu discut de legalitatea. Am explicat greșit, îmi cer scuze. Foarte frumos ați spus. Nu există lucru corect care să fie ilegal. Categoric, da. Îmi cer scuze, m-am explicat tocmai pentru că m-am gândit un pic incorrect. Normal că tot o să fie legal, dar nu vreau acum să mă ajez pe tema asta. Avem tot timpul. Eu vreau să înțeleagă cetățeanul, și cel de rând, și cel doxat, și cel foarte instruit, și cel neinstruit, așa, că vorbim de corectitudine între oameni, că până la urmă, domn profesor, indiferent de situație, tot legătura interumană dintre cei de la putere și în opoziție și discuțiile sunt cele care aduc bunăstarea oamenilor. Dacă noi stăm să ne contrăm pe lucruri aiurite și nu ne ascultăm unii pe ceilalți, unde ajungem? Nicăieri. Deci, repet încă o dată, vă întreb punctual, așa, acest punct divers, de când știți dumneavoastră? L-ați auzit într-un consiliu de ăsta pus? Niciun secretar de primărie sau de Consiliul Județean care vizează de legalitate ordinele de zi, e atributul lor, nu va promova o ordine de zi care nu cuprinde și punctul divers. Este obligatoriu. Deci, dar până la punctul divers există dezbateri generale asupra, mai ales asupra bugetului, care comportă întotdeauna discuții că unul vrea să fie mai mult pe Valea Cutare a Buzăului și mai puțin pe Valea Râmnicului sau în zona de Câmpie, că mai mult la primăria Lucutărel, alocare mai mare sau la primărie că sunt de ai noștri și aia sunt de ai voștri și aia sunt de ai lor. Pentru că există o dispută pe alocări și că fără bani
în județ, nu poți să faci mare lucru pentru oameni. Și atunci alocările astea prin bugetul Consiliului Județean trebuie cântărite foarte bine. În păcate, toate punctele de vedere ale consilierilor aleși de cetățeni Buzăului, în așa fel încât să fie un buget bun. Domnul profesor, eu am avut una din reclamații care spunea cam așa. Domnul consilier, pe ulița mea s-a asfaltat, s-a pietruit, s-a nu știu ce. Doar în fața casei mele nu s-a întâmplat nimic pentru că n-am votat pe cine trebuie. Domnul, mă, da. M-am dus până acolo, pe cheltuiala mea. Nici nu cer de la nimeni să-mi dea nimic. Mă, mi-a plăcut, îmi place, pentru cuvânt. Așa era. Bun, eu vă întreb explicația un lucru. Explicația care a fost? A lui? Nu. Cineva trebuia să explice de ce până aici se asfaltează și de ce aici nu. Dom'le, acolo s-au târnat bani. Fix la granița cu casa omului s-au târnat bani. N-au mai fost bani. Nu au mai fost. Până acolo au fost. Domnul profesor, astea. Mici răutăți, că sunt mici răutăți, dar sunt serios, nu e asta. Nu trebuie și ele cumva dezbătute undeva? Consiliul Județean trebuie să știe de asemenea răutăți? În comuna Boldu, care are primar foarte vechi și care a făcut multe lucruri bune acolo, dar există ca peste tot și aspecte rele. Eu, personal, nu altcineva, m-am confruntat cu reclamații de la cetățeni că s-a dus conducta de gaz până aproape de gardul lui Morogan și la el nu. Deci mai trebuiau încă 100 de metri ca să ajungă și la el, când s-au băgat gaze la Boldu. Și s-a spus așa, ție să-ți bage deputatul ăla de la PRM care vine aici și ne dă. Adică eu. Foarte bine, și n-ați băgat, n-ați reușit. Sigur, da. Deci văzut cum arată dictatura neamului prost în multe locuri din județul Buzău. Mă abțin aici, pentru că aici vorbim despre lucruri întâmplate mai recent, mai la cald, acum în legătură cu bugetul pe 2023. Dar am aspecte grele de tot. Deci să nu poți să intri în curte de mocirlă în dreptul unuia, pentru că a pietruit numai de acolo să vină să-ți bage piatră deputatul al vostru de la PRM care ne face albii de porci, ne spune numai bandiți și tâlhari tot timpul. Deci am avut asemenea, când am făcut sesizarea la nivel mare, așa, a venit ministrul secretar de stat și mi-a dat exemplu, domnule, dumneavoastră nu aveți nici membrii PRM în localitatea respectivă. Uite, avem hârtiile lor aici, au fost chemați la postul de poliție să declare că nu sunt membrii PRM, că altfel nu mai puteau să mai trăiască în comună. Deci, dictatura neamului prost are rădăcini vechi. Astea sunt niște copilări așa de... Sunt așa de mici ăsta de pe comună. Și știu că se întâmplă, am primit și eu fel de fel de sezări în felul ăsta. Așa. Adică, modul în care vreți să intimideze cetățeanul sau să-l obligi să, ca pe viitor să-ți dea votul de frică, probabil că foarte tare s-a implementat chestia aia că spunea cineva că oamenii nu intră în biserică de dragoste pentru Dumnezeu, ci de frica de iad. O chestie complet greșită, dar foarte mulți o aplică. Probabil că sunt cazuri, nu știu, probabil bănesc izolate, care au asemenea tehnologie pentru a obține voturi, da? Dacă vom avea și avem voie să vorbim, eu sunt convins că vom putea să luăm măsuri. Așa cum spune domnul Neagu, că suntem prea puțini și votul nostru nu prea are valoare. Eu îi promit cu prietenie și cu aceeași stimă și respect care l-am avut și până acum, că votul meu va avea întotdeauna valoare. Este votul consilierului Constantin Popa. Niște ziariști mai cu simțul umorului, așa, numeau starea noastră actuală democratură. Încheiem cu această ironie și promitem să oferim privitorilor noștri și alte prilejuri de dezbatere pe teme de larg interes cetățenesc privitoare la județ, municipiu, la întreaga țară și la evenimente care se petrec în lumea de azi. Domnul meu și eu rămas bun de la privitorii noștri, așa cum frumos le spuneați dumneavoastră, și le urez o viață frumoasă, sănătate, sper să ne vedem vinerea viitoare,
ori noi doi, ori împreună cu altcineva, dar oricum vom fi aici tot timpul. Doamne ajută!